însă. Un dans. Sau cu un simplu sărut. Dragostea este neprevăzută, surprinzătoare, necondiționată. Nu are limite, leac sau scăpare. Ea tinde să trăiască acolo spre nesfârșit. Te face să simți cum se revarsă în sânge, picătură cu picătură. Cum zâmbetul lui sau al ei îți iluminează universul, creându-ți dependență. Sute de mesaje, zeci de întâlniri. Multe zâmbete și emoții până să spui: te iubesc. Gândurile și emoțiile pentru ziua cea mare sunt infinite. De la rochia de vis, atent aleasă, buchet, aranjamente, până la întrebarea să poarte cravată sau papion. Dumnezeu este martorul iubirii infinite, cel care i-a adus împreună și în fața căruia își leagă destinele. Se logodește roaba lui Dumnezeu Cristina Faula cu robul lui Dumnezeu Mihai Daniel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cununia reprezintă simbolul puterii și al curățirii, cei doi miri devenind stăpânii propriei lor vieți pe care și-o doresc cât mai curată și prosperă. Dumnezeu va rămâne mereu cu noi și vom fi mereu în aceea stare de bucurie pe care o aveți astăzi. Aceasta vă dorim din toată inima. Să rămâneți în dragostea lui Hristos, în purtarea de grijă a bisericii, și rămânând așa, este o pregustare dintr-o împărăție a lui Dumnezeu, unde să ne învrednicească Dumnezeu pe toți să ajungem. Amin. Fiecare poveste de dragoste se scrie diferit, însă mereu aduce împreună persoanele dragi de care ne bucurăm să fim alături, care să fie martorii iubirii noastre. Dansul mirilor este unul dintre cele mai speciale momente. Sunetul melodiei preferate le ghidează pașii spre lumea mult visată, cea de soț și soție. Totul este ca într-un bazm, înconjurați de zâmbetele celor din jur, de corul de vis, veselia de pe ringul de dans care marchează noua lor viață.